v-a comunicat mai devreme puțin domnul președinte, am să mă refer, am să vă rog să mă urmăriți pentru 2-3 minute legat de proiectul de lege al bugetului pe anul 2019, care va fi redat în Parlament după ce guvernul va aproba probabil luni. Acest proiect de lege, ce nu poate fi studiat în amănunțime pentru că este decât o variantă afișată pe un site, pe anul 2011, însă se poate remarca faptul că se depărtează total de programul de guvernare pe care partidul de guvernământ l-a prezentat acum 2 ani în Parlament. La audieri vom pune următoarele întrebări celor care îl vor promova ca și proiect, pe ministrul muncii, ia Lumițeanu sau Botic, nu știu care, că e conform să mă ajutați noastră. Cum stimulează acest proiect investițiile, cum creează locuri de muncă și așa mai departe. Proiectul de buget pe 2011 crește în mod nesemnificativ bugetul pentru Ministerele Transporturilor, Mediului, Muncii și Agriculturii și scade în mod dramatic bugetul pentru Ministerele Sănătății, Apărării, Afacerilor Externe, Administrației și Internelor. Să nu ne închipuim totuși că această creștere pentru Ministerul Agriculturii este una care să relanseze agricultura românească. Apropo de evenimentul care a avut loc în județul nostru la Dăbuleni săptămâna trecută, nici de cum nu e vorba de completarea sau repunerea în funcțiune a sistemului de irigații. Sau să nu ne închipuim că banii din Ministerul Transporturilor vor suplimenta în modul și în ritmul în care ne dorim kilometri de asfalt. Vor suplimenta kilometri de panglică și de foarfece pe care domnul premier le va folosi pentru a tot inaugura kilometru cu kilometru cât un petec de asfalt. Se iau bani de la sănătate în condițiile în care oamenii mor cu zile, în condițiile în care profesioniștii ne fug din țară, în condițiile în care spitalele trăiesc din donații, iar argumentele sunt puierile. Se spune că spitalele au trecut în administrarea locală, însă fără să se asigure administrației locale pârghiile necesare pentru dezvoltarea bugetului local. Deci nu vor avea cu ce să le țină, deci spitalele se vor închide. Se iau bani de la apărare când militarii români cad la datorie exact ca în timp de război. Se iau bani pentru a fi date, pentru a fi dați angajaților guvernului ca al 13-lea salariu, și aici am să vă dau și câteva cifre pentru a vorbi concret. În primele 9 luni ale anului, angajații care lucrează în clădirea executivului beneficiază de bonusuri în valoare de peste o jumătate de milion de euro. În an de criză, subordonații premierului au primit și al 13-lea salariu și prime de vacanță, pe motiv că, dacă este legal, de ce să nu primească? Numai la cel de-al 13-lea salariu, guvernul a cheltuit peste 365.000 de euro, adică aproape 700 de euro de angajat. Bugetul este aprobat de guvern pe ultima sută de metri anului 2010, în condițiile în care este nevoie de o săptămână pentru ca parlamentarii să depună amendamente, o săptămână pentru a fi dezbătut în comisii, o săptămână pentru a fi dezbătut în plen, și iată, ne-am dus pe ultimele zile ale anului, dacă adunăm la ziua de luni, încă 3 săptămâni. Parlamentarii puterii va trebui să își ia piftiuțele și pijamaluțele la Parlament, pentru că vor primi ordin să fie acolo toți în păr, dar fiind faptul că ședința nu va fi condusă de Anastase ca să îi salveze la număr. Deci prezența va fi obligatorie ca să treacă acest buget, cum o fi el, bun sau rău. Însă, ce este interesant este faptul că într-o conferință de presă, din data de 2-11-2010, președintele statului prezenta concluziile Consiliului European, al 5-lea punct al concluziilor,
este legat de lansarea semestrului european începând cu 1 ianuarie 2011. Ce înseamnă asta? Înseamnă că până la sfârșitul lunii aprilie 2011, toate statele membre sunt obligate să transmită Comisiei Europene proiectul de buget și proiecția multianuală 2012 și în continuare pentru următorii 3 ani. Deci în luna aprilie trebuie să prezinte proiectul de buget pentru 2012. Mai e puțin și trebuie să-l facă pe următor. Ori la cât sunt de pricepuți și la câte motive au să le amâne, mă îndoiesc că vom respecta aceste directive.